Bună și bine v-am regăsit! Cum sunteți astăzi? Ați consumat cadourile de la Moș Nicolae? Așa cum vă promiteam în episodul de pe 6 decembrie, în care am discutat despre Moș Nicolae, despre legenda nuielușei pe care unii dintre noi o primim. N-am primit nuielușă. Gura păcătosului. Meritam. Nu meritam dacă n-am primit. Bine, cum ziceam, despre legenda nuielușei pe care unii dintre noi am primit-o, alții nu, dar care este o tradiție în fiecare an sau care vine oricum la pachet și cu cadoul de la moșul. Astăzi continuăm această parte dedicată lui Moș Nicolae cu tradiții pe care le întâlnim la diverse popoare de 6 decembrie. Legenda lui Moș Nicolae s-a răspândit în toată lumea și a preluat legenda de bază, diferite obiceiuri de la fiecare popor în parte. În Germania, tradiția sărbătoririi lui Moș Nicolae a apărut prin îmbinarea unei figuri păgâne cu imaginea creștină a Sfântului Nicolae, care este văzută de germani ca un bătrân care poartă un sac în spate și o nuielușă în mână. Pe lângă ghetuțe, copiii nemților își pregătesc câte o scrisoare în care îi prezintă moșului toate dorințele pe care ei le au și de asemenea nu uită să pregătească câțiva morcovi și pentru calul moșului. Se mai spune că Moș Nicolae are o carte pe care o ține tot timpul cu el, carte în care are trecute toate faptele bune, dar și faptele rele pe care fiecare copil le-a săvârșit. Și dacă au fost mai năzdrăvani, atunci urmează să primească o nuielușă, cartofi sau cărbuni. În unele regiuni din Germania, copiii se costumează în Moș Nicolae și colindă casele vecine, iar în schimbul acestor urări, vecinii le oferă dulciuri. Copiii din Franța, în ajun, lasă pentru Moș Nicolae un pahar de vin, iar pentru calul său, tot tradiționalii morcovi, dar și puțin zahăr. În ziua de 6 decembrie, ei primesc tradiționalele dulciuri, dar în același timp mai au o tradiție prin care scriu scrisori rudelor și tot în ziua aceea, dacă se poate, le și trimit ca să ajungă până de Crăciun. În special în regiunile din estul Franței, copiii știu că Moș Nicolae vine pe măgăruș și vine însoțit de Moș Nuielușă îmbrăcat în negru. Și fiecare dintre ei se ocupă cu copiii pe care îi are în gestiune. Adică Moș Nicolae se ocupă să lase daruri copiilor care le merită, iar Moș Nuielușă le lasă celor care merită câte o nuia. Deci practic e lucru în echipă serios aici, nu glumă. După sărbători poate merg și în team building. La copiii olandezi, moșul vine pe mare. Prin Spania ajunge. Și ei se tem de un personaj care face echipă cu Moș Nicolae, de data aceasta este Petru cel Negru. Aici tradiția este un pic diferită. Și Petru cel Negru lucrează în echipă cu Moș Nicolae, lăsând dulciuri și cadouri diverse copiilor care au fost cuminți, copiilor care le merită, iar cei care nu au ascultat de părinți, de bunici, de familie, riscă să fie luați cu Petru cel Negru în Spania. Pe cale de consecință, dacă te supără copilul, poți să-l ameninți că te dau la Petru cel Negru. Sună cunoscut? Da, din păcate. Mai departe, în Belgia și Luxemburg au copiii aceeași tradiție ca și copiii francezilor. Și anume, pentru Moș Nicolae pregătesc un pahar cu vin, iar pentru calul acestuia pregătesc niște morcovi și puțin zahăr. Și aici Moș Nicolae vine însoțit de un ajutor de nădejde în aceste regiuni, purtând numele de Hosecher. Bineînțeles că și în Austria moșul este așteptat de copii. Aceștia știu că moșul este înveșmântat ca un arhiepiscop și că are la purtător o carte în care sunt trecute toate faptele lor de pe tot parcursul anului, însă cei care au notat acele fapte în catastiful lui Moș Nicolae sunt îngeri. Bineînțeles că și aici are un ajutor,
pe Krampus, care are la purtător binecunoscuta nuielușă. Copiii din Italia așează pe o farfurie în ajun scrisoarea în care notează dorințele, promițându-i în același timp lui Moș Nicolae faptul că vor fi ascultători și pe parcursul anului ce urmează să vină, iar a doua zi dimineață, în locul scrisorii pe care moșul o ia în timpul nopții, găsesc acolo puse diverse daruri. Tot în Italia există o tradiție, tradiția celor necăsătoriți. Tinerele fete care au nevoie de un ajutor material înainte de a se mărita, primesc daruri în amintirea legendei care spune că Moș Nicolae a ajutat pe cele trei fete, despre care vorbeam și noi în episodul anterior, cele trei fete care erau silite de tată să se căsătorească cu niște bărbați înstăriți, însă Moș Nicolae le-a salvat, lăsându-le fiecăreia dintre ele câte o punguță cu galben. În Cehia este aceeași tradiție conform căreia copiii care nu au fost prea ascultători primesc cărbuni și cartofi în locul dulciurilor, al fructelor și al micilor cadouri pe care moșul le-ar lăsa în mod obișnuit. În Polonia, tradiția de Moș Nicolae este una foarte iubită. Aici, Moș Nicolae este întruchipat tot ca un arhiepiscop, are acel sceptru episcopal și coboară din ceruri însoțit de un înger și în acea noapte, dintre 5 spre 6 decembrie, colindă întreaga țară, fiind ajutat de o trăsură trasă de un cal alb. Uneori Moș Nicolae chiar intră în casele copiilor și le ascultă dorințele. El îi dojenește sau îi laudă, după caz, după cum le-au fost faptele, și le oferă fructe, le oferă dulciuri, le oferă icoane, mere roșii, portocale și piernichi, niște prăjiturele tradiționale care sunt făcute cu miere și mirodenii în această perioada anului. Dacă nu apucă să-și facă apariția până adorm copiii, moșul le lasă cadourile sub pernă sau în ghetuțele pe care ei le-au lustruit cu o seară înainte. Și în Slovacia sunt cam aceleași tradiții, tradiții în care moșul vine în unele situații în casa copiilor, însă pe lângă aceste tradiții care se regăsesc și în Polonia, în Slovacia, mai este o anumită sărbătoare care în anumite regiuni se păstrează. În unele școli are loc sărbătoarea Micul Mile, în care copiii își dăruiesc reciproc niște mici daruri. Și în Slovenia apare un ajutor al moșului care le lasă copiilor care merită aceiași cărbuni sau aceiași cartofi, după caz, iar aici el poartă numele de Parcăl. În Spania este o tradiție în care copiii de vârste foarte fragede, între 3 și 6 ani, se costumează într-un episcop în miniatură, la colindat împreună cu un grup de bărbați, costumați și ei, bineînțeles, de sărbătoare. Ei poartă numele de Auroros și colindă pe la cei care sunt dornici să le deschidă ușa. Și în Ungaria, Moș Nicolae verifică, înainte să lase copiilor ce are de lăsat, în cartea sa, verifică tot ce au făcut ei, toate activitățile, bune sau rele, faptele bune sau rele pe care le-au avut pe parcursul anului, iar la final trage linie și vede dacă aceștia merită o nuielușă sau de data aceasta le mai lasă în loc de nuielușe linguri de lemn, iar dacă merită, bineînțeles, le lasă tradiționalele fructe și dulciuri după caz. Cam acestea sunt tradițiile pe care le găsim la alte popoare de pe lângă noi, așa, adică din Europa, în alte țări. După cum vedeți, în multe din țările din Europa, Moș Nicolae are și un ajutor de nădejde, e cel care balansează așa și îl trage pe Moș Nicolae de o mânecă, nu cumva să le lase cadouri tuturor copiilor, să le mai și atragă atenția celor care merită și foarte bine face, nu-i așa? Toate ca toate, dar ce sper eu este că cei care merită să primească ori cărbuni, ori cartofi,
să primească această pedeapsă ambalată corespunzător, pentru că dacă se pune din sacul comun, aceea e cu adevărat o pedeapsă dimineață, când îți găsești ghetele pline de cărbuni sau de cartofi plini de pământ. E bine că noi ne rezumăm la nuielușă. Curat, frumos, regulamentar. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și bineînțeles că ne revedem și mâine cu un nou episod. Pa, pa!